Pe scurt, în România și în majoritatea țărilor au loc câteva fenomene generate sistemic. Primul fenomen. Lăsăm asta aici, sper să o să vorbesc rar ca să rețineți. Primul fenomen este subevaluarea consumului resurselor naturale, consumului de resurse umane și de capital și plasarea poverii suportării costurilor comune ale societății și chiar a celor private în seama celor care muncesc, care au muncit în trecut și a celor cumpătați, care au economisit, adică obligați să muncească continuu în beneficiu anumitor grupuri și în beneficiu celor care consumă mult în general, uneori pregnant în beneficiu consumatorilor și acționarilor nerezidenți. Al doilea efect constă în exacerbarea efectului Cantillon. Adică îmbogățirea celor care au primii acces la banii nou creați. Acest efect Cantillon, care este generat prin modul de creare și distribuție inițială în economia masei monetare, aspect pe care îl vom mai aborda. Și al treilea fenomen este reprezentat de conivența aparent reciproc avantajoasă între mediul politic și birocrația care reprezintă statul cu marile companii multinaționale și cu sistemul monetar și financiar bancar. Ultimele două categorii fiind însă mai puternice chiar și decât statele luate individual.